Ultimele ninsori au transformat parcurile din municipiile Deva și Hunedoara în imense locuri de joacă pentru copii. Cu obraji îmbujorați și bine înfofoliți, copiii au dat năvală pe covorul alb de omăt pentru a se bucura de iarna adevărată. Îți place iarna? Da. De ce? Pentru că ne batem cu bulgării de zăpadă și facem oameni de zăpadă. Place foarte mult! De ce? Deoarece ne batem cu bulgări, ne dăm cu schiurile, mergem cu sania, mergem la munte și alte și altele. Am venit să mă bat cu bulgări. Și îți place? Da. De ce îți place iarna? Păi ne bat cu bulgări, facem de zăpadă, te dai cu sania. Cum ți se pare zăpada? Foarte frumoasă, adică poți să te joci mult cu ea, fără faci orice, om de zăpadă, să te joci cu bulgări. Și tu de ce ai venit astăzi aici? Numai ca să mă joc cu zăpadă. Și tu? Îți place? Da. Ce îți place la iarnă? Că e multă zăpadă și te poți juca cu ea. Și tu ce faci astăzi aici? Păi mă joc cu prietenii mei. În ciuda frigului, parcurile au rămas aglomerate, iar gălăgia făcută de copiii veniți la Săniuș parcă a mai scos din amorțeală cele două municipii.